să dau din nou mâna Bucureștiului. Astăzi, cei care au murit acum 19 ani la Timișoara sunt aici, spiritul lor e aici, e acea săptămână de singurătate, metafizică, sigur că da, ea a fost și fizică, mulți uită și nu e bine celor care uită să ne aduci aminte ostentativ. Dar acea săptămână de singurătate fizică și metafizică a Timișoarei este astăzi aici și eu, datorită lor, vă pot dărui. Nu pe mine, pentru că și eu fac parte din acea săptămână de singurătate de atunci. Când o țară întreagă ne blama, pentru că nu știa ce se întâmplă acolo, când o țară întreagă era dezinformată, pentru că nu știa de ce facem acele lucruri, când o țară întreagă sau reprezentanții unei întregi țări ne făcea pe noi, timișorenii, golani și huligani, pentru că nu știau ce ne-a apucat și de ce suntem atât de zăpăciți, atât de fericiți și atât de nebuni. Eram și erau cei care nu mai sunt, cei mai frumoși, cei mai curați, cei mai tineri au plecat, au fost luați de el, pentru că el avea nevoie chiar de puritatea lor, pe care tot el le-a dăruit-o pentru scurtă vreme, pentru că puritatea rămâne de fapt în eternitate și nu anii unui om sau anii unei opere împlinite contează, ci doar sămânța acelui om, ci doar acea entitate pe care Creatorul nostru ți-o pune la naștere și la botez și îți spune prin naș sau prin preot să ai grijă de ea. Tu sigur că nu ai văzut-o, n-ai știut-o și nu ai putut să o măsori, dar venind de la el, știi că ți-aparține, știi că e a ta și că rămâne pentru totdeauna, atât în lumea fizică, cât și în lumea nemurii, cea a eternității. Aș vrea ca aceste picturi ale mele, care sunt zile și nopți ale vieții mele fizice, să fie un dar adresat acestei instituții, dar nu numai acestei instituții fizice, ci acestei instituții care încearcă, prin toate mijloacele legale și morale, să reabiliteze tot ceea ce după 89 sau după 90 a fost întinat, legat de revoluție sau de evenimente sau de așa zisa. Eu nu pot să-ți spun în continuare cuvintele, pentru că nu a fost la Timișoara nicio clipă așa zisa, nu a fost la Timișoara nicio clipă evenimente, regii și scenarii, nu a fost la Timișoara decât o dăruire a tinerilor, a bătrânilor, a ungurilor, a sașilor, a nemților, a românilor, a celor de alte religii decât cea ortodoxă, catolică și reformată, a celor chiar fără Dumnezeu o vreme, dar în acele zile de 14, de 15, de pregătire, de 16 și de 21 de izbândă, pentru că a fost izbândă, orașul Timișoara în 20 a fost un oraș liber al României și a fost primul liber. Pentru această săptămână de singurătate vă cer și vă implor ca niciodată cât această instituție va trăi pe caute un alt înlocuitor pentru Timișoara. Un alt oraș dizident, o altă societate fizică sau metafizică care a făcut proiecte pentru revoluție, dar au ajuns prea târziu în fața publicului. Pentru că anul trecut, îmi cer iertare, am auzit povești că Iașu ar fi fost vioara întâi și că... Nu. Domnilor, iertați-mă, domnul ministru, nu are importanță. Și greșelile astea sunt umane și trebuie să ni le asumăm. Dar trebuie să ni le asumăm în sensul creativ și creator al cuvântului asumare, pentru că odată ce timișorenii am venit apoi și am împlinit revoluția de la București din România, înseamnă că acei timișoreni au făcut, fac parte și vor face parte din revoluția română. Era limpede că aici se va împlini, era limpede că dacă am rezistat
acea săptămână și am rezistat datorită eroilor și datorită morților și datorită celor care și-au dat viața, a căror viață a fost mult sub idealul a ceea ce au împlinit. Pentru ei n-a mai contat. Sigur că a fost, când un om își dă viața, pune în balanță ceea ce poate veni după viață. Pentru acei martiri, ceea ce poate veni, a venit. La 20 aniversare care se apropie și lor, și familiilor lor, trebuie doar să le arătăm un singur argument, că nu au murit degeaba. Și sunt sigur că putem, și sunt sigur că nu e degeaba. Însă și eu, ca persoană fizică, în 90 am ieșit pentru prima oară din țară și muzeele ce le-am visat sau le-am văzut în albume, le-am văzut în realitate. Mulțumesc lui Claudiu Ordache de încrederea pe care mi-a făcut-o cadou pentru această zi a eroilor și pentru această zi a înălțării. Și întotdeauna Institutul Revoluției Române din decembrie poate avea un prieten în toți artiștii acestei țări, indiferent dacă pictează figurativ sau pictează abstract, pentru că între pictura abstractă și pictura figurativă nu există nici o ruptură, vă spun sincer, nu există nici o prioritate că una e mai bună ca alta sau că una ar trebui doar ea să fie regina. Pentru că pictura cu P mare e regina, iar arta cu A mare e regina care unește peste viață oamenii. Vă mulțumesc!